Lui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragi frați și surori, slăviți să fie Domnul! Cu ajutorul Domnului, iată că suntem împreună în ajunul sărbătorii Crăciunului, sărbătorii nașterii Domnului Iisus și credem toți că e harul lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu că ne-am vrednicit să ajungem până în ziua de astăzi, ne-am vrednicit să putem fi în locul acesta astăzi și fie ca prin voia Domnului sărbătoarea aceasta să reprezinte pentru noi o bucurie sfântă, înaltă, să putem trăi și noi bucuria celor care au fost atunci, acum 2000 de ani, când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta și a luat un chip asemenea nouă. Aș vrea să citesc câteva versete din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne deschidem inima fiecare dintre noi pentru ca acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre. Pentru că oricât de frumoasă ar fi această sărbătoare, oricât de multe pregătiri s-ar face pentru această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus, oricât am fi noi de pregătiți din punct de vedere material pentru această sărbătoare, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu intră și în inima noastră, dacă, așa cum am auzit de atâtea ori și cum se spune cu prilejul acesta, dacă pruncul Iisus nu ajunge să se nască și în sufletul nostru, în ieslea noastră interioară, în sufletul nostru, atunci degeaba sărbătorim. Orice sărbătoare este fără sens. Pentru că orice sărbătoare, chiar dacă este închinată Domnului Iisus, dacă nu se petrece în primul rând în sufletul nostru, în interiorul nostru, totul este zadarnic. Toată pregătirea, toată osteneala, tot ce încearcă oamenii să împodobească în exterior, dacă nu se împodobesc în primul rând în interiorul lor, prin prezența Domnului Iisus, totul este zadarnic. Zice Sfântul Apostol Pavel către Filipeni, citesc de la capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus, nespus de mult, și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie Domnul! S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. S-a smerit. Când Dumnezeu a hotărât că este momentul să vină Mântuitorul Lumii pe pământ, a făcut un gest pe care numai Dumnezeu a putut să-l facă. S-a smerit. Cel dintâi care s-a smerit a fost Dumnezeu. S-a smerit și din slava cerească a venit și s-a întrupat într-un om. Noi spunem că gestul smereniei lui Dumnezeu este arătat în faptul că s-a născut într-un grăjduț, s-a născut într-o iesle și așa mai departe. Nu. În primul rând, Dumnezeu s-a smerit atunci când s-a întrupat în om. Când a părăsit slava cerească, frumusețea cerească, dumnezeirea, și s-a întrupat în om.
și a luat chipul acesta al omului căzut, al omului păcătos. A venit în noi ca să ne mântuiască din noi și de noi. Pentru că cel mai mare dușman al omului este el însuși. Cel mai mare dușman al nostru și cel mai mare pericol pentru eternitatea noastră suntem noi înșine. Nu este cineva din afară. Noi suntem dușmanul nostru. Pentru că noi ne putem, prin voința noastră, să ne scoatem din împărăția lui Dumnezeu. Prin felul nostru de viață, prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem. Să părăsim cerul pentru că noi vrem. Domnul Iisus a venit în noi, ca din noi să vină mântuirea. Și într-un loc Apostolul Pavel și scrie în cuvântul lui Dumnezeu asta, în mai multe locuri, Dumnezeu trebuie căutat în primul rând în inima noastră, pentru că El aici e. El aici a venit. Îl căutăm și acolo, și acolo, și acolo. Nu. E suficient să faci liniște în viața ta, să te oprești o clipă și să te liniștești și să asculți ce-ți spune inima, să asculți ce-ți spune conștiința, să asculți ce-ți spune glasul lui Dumnezeu din tine. Pentru că Dumnezeu a venit în om și vorbește din om. Ce cuvinte frumoase, ce cuvinte înalte a putut Domnul Iisus să spună în timpul în care a umblat pe pământul acesta. Umblau oamenii după El și spuneau, niciodată nimeni n-a vorbit ca El. Și acum face lucrul acesta. Și acum vorbește celor care vor să-L asculte. Și acum are cuvinte minunate, înalte pentru fiecare dintre noi. Numai să vrem să-L ascultăm. Sărbătorile astea atât de frumoase sunt, toate, dar mai ales astea de sfârșit de an. Numai că înșelătorul, cel rău, ne dă atâta de lucru și ne implicăm atât de mult în pregătirea lor din punct de vedere material, că nu mai ajungem să ne pregătim și din punct de vedere sufletesc pentru aceste sărbători. Nu mai ajungem să citim Biblia mai mult, nu mai ajungem să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu mai mult, să ne pregătim și spiritual, duhovnicește, pentru aceste sărbători. Domnul Iisus a venit în lume atunci. Noi nu mai ne aducem aminte de momentele acelea. Dar să nu uităm că va mai veni odată. Când s-a înălțat la cer, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor și prin ei fiecăruia dintre noi, le-a spus că voi mai veni la voi. Voi mai veni odată. Numai că diferența între cele două veniri și viața noastră de acum, noi ne găsim între cele două veniri în lume ale Domnului Iisus. Prima venire pe care o sărbătorim mâine, astăzi ajunul, aceea de mântuitor, a venit ca mântuitor, a venit smerindu-se, cum am citit spunând Apostolul Pavel, a venit smerindu-se, s-a născut printr-un om, într-un om, într-o iesle. A fost prima venire a Domnului Iisus și de atunci noi așteptăm a doua venire a Domnului Iisus. S-a înălțat la cer și noi așteptăm acum să vină din nou. Numai diferența între prima venire și a doua venire a Domnului Iisus, care va fi la sfârșitul acestei lumi, la sfârșitul acestui veac păcătos și de suferință, El nu va mai veni în chip smerit. Va veni ca Dumnezeu și ca judecător de data aceasta. Nu va mai veni ca mântuitor. Dacă nu ți l-ai luat pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, acum, în perioada asta, ca mântuitor, te vei întâlni cu El la judecată, ca judecător. Și cine va putea sta înaintea lui Dumnezeu ca judecător? Nimeni. Pentru că toți suntem păcătoși. Toți avem nevoie de un mijlocitor, de un mântuitor, de Domnul Iisus. Dacă nu-L luăm acum în viața noastră ca mântuitor
și ca mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Suntem pierduți pentru totdeauna, pentru că la a doua venire ne vom întâlni cu El ca judecător, la judecată. De aceea sărbătoarea de astăzi ne aducem aminte de prima venire a Lui, dar nu trebuie să uităm că va mai veni odată. Și nu în chip smerit, într-o iesle, ci în slavă ca judecător. Și spunea Domnul Iisus, când a fost întrebat de ucenici, cum va fi când vei veni a doua oară? Și zicea, cum fulgerul străbate cerul de la un capăt la altul, așa va fi și la a doua venire a Domnului Iisus. Tot pământul va ști și va cunoaște și va fi luminat de a doua venire a Domnului Iisus. Ne aducem aminte de prima venire a Domnului Iisus, dar o legăm și de a doua venire a Domnului Iisus. Pentru că altfel facem ce face lumea aceasta. Se bucură, afișe peste tot, lumini și luminițe peste tot, toți sărbătoresc Crăciunul, unii își mai aduc aminte și de faptul că s-a născut Domnul Iisus, nu numai Moș Crăciun, și uită de a doua venire a Domnului Iisus. Uită de faptul că trebuie să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul ca bucuria noastră să fie o bucurie deplină și în adevăr. Adevărul este acesta, că Dumnezeu vine, Dumnezeu este viu, Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu este în mijlocul nostru, Dumnezeu ne dă atâtea binecuvântări în viața noastră și că la un moment dat viața aceasta se va sfârși și ne vom înfățișa toți înaintea judecății lui Dumnezeu. Asta e adevărul ultim. Cine nu ține cont de adevărul acesta, Biblia îl numește nebun. Nebun. Este o nebunie să uiți, să neglijezi, să ignori că Dumnezeu este deasupra tuturor și El este judecătorul tău. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne ajute să fie cu noi, să ne bucurăm în El, în aceste sărbători. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.